fizicile. Prioritatea întotdeauna are greu amplasat pe primitorii termenii de cotare de vreme. Eu lucrul să accentuez în greu de toamnă cultura cheie, cultura de bază în asolament. Dacă avem greu amplasat pe primitorii de vreme, trebuie să spunem că avem un segment, o verigă foarte importantă asolament. Avem asolament. Adică nu pot să afirm că avem asolament, dar avem măcar o verigă cu respectare cerințelor față de asolament. Dacă nu avem greu de toamnă, amplasat pe primitorii termenii de cotare de vreme, deci nici nu putem spune că avem nici o verigă normală asolamentă, tot mai mult asolamentă. Lucrul ăsta noi să convingem pe viitor mai des și mai des de lucrurile astea. Pentru des că secetele care se întâmplă, ele, și în legătură cu încălzirea globală, ele sunt mai des și mai des. Și vor fi mai des pe viitor. Deci, problema trebuie să că, deci, cei schimbări care au avut loc la nivel de societate, păreri greu, noi nu întotdeauna le-am reflectat în procesul de producție, Mai mult ca atât, noi nu ținem cont de faptul că suntem în stepă. Așa Dumnezeu a putut să ne aranjează în condiții de stepă, un factor umitativ îi deficit de umiditate. Vă amintiți butoiul lipic, da? Cât apă n-a turnat butoiul cu doare, de lungime, cât apă n-a turnat butoiul și ala, apă scurge întotdeauna pe care doagă cei mai scurte. Cei mai scurt doagă noi la butoi, e apă. Putem să producem ce vreți acolo. Și hibrid, și soi, extraordinar, 7 în frunte. Putem să producem cei mai perfecte, eu știu, cei mai, cei mai buni procedei agrotehnice, dar ce vreți. Dacă nu lungim doagă, nu le adăugăm, nu avem apă cuvenită, deci roada este imitată. Și nu vreau să-mi copil, deci, dat prin următorul. Iată roada la greu de toamnă. Deci, medie, timp de 38 de ani, condiții institutului, deci, din 72 prin 2011, medie, iată roada la greu de toamnă, deci, la apăsarea după borcea de toamnă, 5,27. La apăsare pe urgență, 5,29. Ogor, 5,29. Dar sunt însuși faptul că grâul de toamnă cu ogor negru asigură același nivel de producție ca și cu borceagul, ar dă dovadă că în condiții noastre el nu are avantaj. Într-un an de zi, câmpul liber, câmpul dansat, producție nu avem. Dar dacă ținând cont de faptul că ogorul negru distruge substanțe organice, cum sunt sol? Atunci influența cu ogorul negru e negativă în condiții noastre. Asta trebuie să o spunem destul de ridicat. Deci, după porumbă silos, medie roada la grâu 4,36 tone la hectar, după porumbă boabe 3,56 și după grâu de toamnă 3,32 tone la hectar. Parcă ar părere, de fapt așa știți date care le-am, este de o dovadă, după porumb, după grâu, rezervele de umiditate mai mari decât după porumb la boabe. Dar ne limitează nu vlaga, nu umiditatea în sol atunci când amplasăm grâu pe grâu. Ne limitează factorii biologici. Bolile, dăunătorii, buiele, anul ei s-a avut și bucurii mari, nu știu dacă la dumneavoastră ați avut, dar cred că ați avut, șoarici. Ați văzut ce frumos lucrează? Ca iepuri, pas ca iepuri. Deci eu când am fost în câmp și m-am uitat, m-am crezut doar că iepuri mă lucrează. Dar când m-am uitat, mai atent, doi șoarici, așa de frumos, rechează grâul. Deci este extraordinar. Bine, deci... Da, spune tot. Bine, data îmi strec la problema aceea care mă frâng pe mine și greu știu să mă ascult cu ați părerea de astăzi, să spun, știu să ne împărtășim cu opinii. Eu am spus o corespondent care m-a întrebat aici. Iată ce o să spun. Eu n-am nici cu misiunea să învăț cineva, absolut. Eu din cont că am nici cu misiunea să mă învăț de asta. Deci aia mă împărtășesc cu cei ce cunosc eu și aș fi foarte bucuros dacă dumneavoastră să expuneți cu părerile și o să discutăm cu atent că probleme care sunt agricultură destul de amplă, destul de acute. Deci, reieșind din situația care avem cu umiditatea, ce trebuie să întreprindem sau cum să procedăm anul ăsta? Deci, după cum vedeți, vlagă. E doagă și ei ne spun. Vlagă din frământă. Dacă nu o să mai fi precipitații, sper că o să fie, noi practic trebuie secetă în primăvară. De Doamne să fie precipitații, de Doamne să fie zăpadă. Deci, toată atenția noastră trebuie să fie orientată la păstrare. Ceea ce este în sol, să acumulăm ceea ce o scapă. Iată cei care au fost la conferințele astea acum, de când toți ne frământam ce fac grâni, ce s-a întâmplat, au fost terestre cele când s-au putut liber ieșit în câmp de nivelat, care au izbutit, nivelez solul, au făcut extraordinar de bine, pentru că nu s-au vântul în primăvară, pentru cine știe ce primăvară o să avem. Noi știți că avem, în situația asta, în natură, de fapt, toți compensat. Căldurile astea care au fost în decembrie, poate fi așa că
le vom avea răcelile în martie. Eu nu știu, nu sunt proroc, nu pot spune, dar poate fi așa. Dar poate fi și așa o situație că trecem din iarnă, trecem de dată în vară, cum tot chestiile se întâmplă. Și atunci, dacă solul nu e nivelat, sau nu dă Doamne mai încet să-l aerăm în primăvară, atunci e clar că noi lipsim factorul principal, lipsim solul de umiditate și atunci nu avem o gimnație, deci uniformă, și toate consecințele care aici ies. Deci e clar că, deci la maxim, să evităm lucruri suplimentare, să lucrăm solul atâta cât trebuie, dar cât mai puțin. Deci la minim. Dacă nu este necesar, dacă au fost nivelat, acei care au nivelat de toamnă, acei vor fi câștigi fiindcă în primăvară, deci înainte de semănat vor face o cultivație și procedă la semănat. Și aici trebuie să atrag atenție, dumneavoastră ați observat lucrurile. Vedeți, noi la grâu. Noi la grâu, de cum am schimbat termenul de semănțare, dacă noi vreo 7-8 ani ori vorbim cu dumneavoastră semănați, la 15 la 25 septembrie, noi acum și spunem, semănați de la 1 octombrie până la 20 octombrie. Ba chiar și până la 25 octombrie. Iată, așa s-a întâmplat perioada de timp foarte, iar că noi suntem toți martori la situația asta cu încălzire globală. Deci sunt discuții diferite, dar părerea noastră tot e creată. Efectul tot e creat de om, tot prin tăierea pădurilor și prin calitatea de combustibil care se sară. Dar, un moment mai puțin important este și însuși solul, fiindcă încălzirea globală are loc datorită eliminării dioxidului de carbon atmosferă. Problema e că să nu dioxidul de carbon să nu fie în atmosferă, dar să fixăm în sol. Dar dacă el e sol, asta este organica sol, asta e humusul. De care noi avem nevoie de mai multe considerente și o să prezentăm la care efectul pozitiv. Așa o printeză. Deci, bine, primăvară, și vreau să observați acum că tot este o mișcare mai repede să mânăm. Dacă înainte noi semănam porumbul, eu știu dacă sunt, dar porumbul pare că sunt. Dacă noi, iată, poate ne-aș să spune. Noi ne semănam, să o putem când, de la mai, la începutul mai, da? Acum deci, să întâmplă. Poftim? 15 aprilie. Iată, la ce și noi vorbim cu greu, l-am schimbat cu o lună, da? La porumb, iată, practic, cam practic cu două săptămâni, pe cei de mărie. Deci, dacă solul e pregătit din toamnă, noi primăvară, deci am proces la cultivație și am semănat. Bine, asta e porumbul la 15 aprilie, dar avem culturile cele care seamănă de vreme, dacă la ovăz, știți cum spune rusul, da? Deci se e jos grязь, bui și neagă. Deci, când e posibil, se văd zahăr, dacă e ideal pregătit, cum putem, deci eu nu o să ne înțeleg pe măcar temperatură, pentru că aici văd majoritatea de acum scărunți și lucrurile astea cunosc, nu e cazul să, dar vreau să știți care e cerință. Asta e un moment, cu, deci, lucrarea solului, cât mai, deci, eu știu, optimal, cât mai rațional. Odată ce noi intrăm în primăvară cu sește, foarte mare atenție trebuie să atragem la densitatea parcii. Iarăși, nu o să menționez la fiecare cultură, care dumneavoastră la fel cunoașteți, dar să fim foarte atenți, fiindcă aici e ca și cu farfurie și ei, da? Într-un caz la farfurie mănânc 10 oameni, în alt caz mănânc 2 oameni. Care să fie mai sătul? Trebuie că unii spun și de timp cum făiesc în limba. Deci, un alt factor foarte important, buriene. Buriene este cel mai mare concurent pentru vlagă, a plantei. Deci, este mult mai adaptat de culturile la condiții climatice, la condiții de sol. Deci, combaterea buriene. Și aici, rog, să nu uităm de un lucru. Cel mai bun erbicid, să mă ierte reprezentantul companiei chimice, cel mai bun erbicid în combaterea buriene e grapa, boran. Boron. Cel mai bun erbicid. Și atunci când buruienile sunt în fază de filament, alb, ața albă. De asta ați văzut când prășiți în grădină, când buruiena ies, când tragi cu sapă, îi pus de ața albă, da? Iată atunci, cu grabă, noi putem până la 96% de buruiene se distruge. Dar acum când buruiena e când plantă, atunci acum... Da. Deci erbicid și așa mai știu. Bine, deci aș putea să mă opresc la alt moment, dar cred că poate o să fie întrebări. Acum cu grânii de toamnă. La grânii de toamnă, poziția noastră rămâne aceeași care a fost până acum. Ne bucurăm că starea semnăturilor e favorabilă, comparativ cu alți ani favorabilă. Hrana suplimentară vom face la fel diferențial. Dacă grâul e amplasat la prevenitor de vreme, termen de contrare de vreme, adică
porceaburi, mazăre. După lucernă de ochi, nu trebuie să facem hrană suplimentară. Dar noi avem experiențe noastre, deci, care le facem. Dar grâu e învățat pe lucernă, ce-i dă îngrășământ, ce nu-i dă îngrășământ, e tehnizierul. După lucernă, de care? Noi îți vorbim despre influență pozitivă, ce de după porceaburi, după mazăre, aici maximum, putem să folosim 30 kg substanță activă, adică un chemtal de salpetul de amoniu, dar atunci când plantele încep vegetația, solul cop și îl folosim cu semănătorile, la adâncime, nu de înfrățire. Lucrurile să vreau să subliniez, fiindcă numai când așa fel eficacitatea de folosire azotului poate fi mai mare. Și așa că concentrul de folosire azotului din creștinit minerale e redus. Concentrul de folosire azotului e, hai să zicem așa, maxim 35-36%. O tonă ți-ar de amoniu cât costă acum? 6.000? Sau până la 6.000? 6.000, da? 6.000 de? Între cele 6.000, deci a treia parte se folosește de plan. Restul se duce. Oare în apa suterană? Noi pe urmă paharul, dacă s-au creat condiții pentru irigare, dar se întâmplă. Lasă un timp care am, dar dacă sunt 3-4 ani se întâmplă lucrurile astea. Sau duce în atmosferă, pentru că oxid de azot provoacă încălzire globală. Îi stabiliți sfințit din lucrurile astea 320 de ori mai intens decât dioxid de carbon. Deci, oxid de azot din încrășământ de minerale. Bine. Deci, la, repet încă o dată, folosim azotul la adâncimea nod din prăzire, cu semnător. Deci, în casă și un principiu foarte important a folosirea încrășămintelor. Să folosim atunci când planta îl folosește. Noi mai avem de printre astea să luptăm cu ocirii cu, știți? Deci hai să vrăștiem când acum ne termin de situație. Și aici putem să avem pierdere foarte, foarte mari. Acolo unde grâu am lăsat pe prevădători târzii, aici procedem la două, sau în două reprinzi facem hrana suplimentară. Prima o facem, cum am menționat, prima, când plante, solul copt, plante au început vegetația, plante începe de prăcțire. A doilea, o facem undeva peste 2-3 săptămâni, deci în dependență de starea condiții climatice și starea plantelor, fiindcă din ce cauze este necesitatea noi să facem nutriția suplimentară, prima oară. Pentru că dacă noi o facem mai târziu, efectul nutriției suplimentare e zero. Sensul este acela că solul, din punct de vedere microbiologic, procese microbiologice, solul sunt foarte slab dezvoltat. Plantele au nevoie de azot. Și noi le ajutăm. Vedem azotul ăsta în formă accesivă, din punct de vedere mineral. Deci, aici, încă un moment vreau să spun că hrana suplimentară, primăvară, e influențat la nivelul producției, roata de chemie. Hrana suplimentară primăvară nu e influențată pe calitatea producției. Calitatea producției totuși e determinat de fundament. Fundamentul, asta e solamentul, e prelucrătorul. Dacă noi tragem rădire și să facem, eu știu, hrană, bine, asta e nivelul producției. Dar, în moment, calitatea producției desigur poate fi influențată, se întâmplă lucrurile astea, așa în practică, deci e nutriția extrafoliară. Nu e ca nevoie pe portă din Bruxelles, dar ce îi se face cu ureia? Deci, poftim? Carbamid, da. Ureia se folosește după înflorire, adică în momentul de cum umplerii bocuri. Dar vreau încă un moment să subliniez că dacă noi tragem nădejde că o să amplăsăm grâul de toamnă pe porun sau pe floarea soarelui, că o să folosim ureie și o să obținem grâul de calitate, vreau să vă descurajez. Nu o să trebuie în lumea asta. Dacă vrem să obținem grâu de calitate, deci trebuie să respectăm toate elementele necesare tehnologice pentru a obține acest grâu. Bine. Eu cred că mergem pe IPAD. Eu cum am timp, da? Acum vreau să mă împărtășesc cu problemele care mă frământ pe mine și eu știu, chiar aș vrea să aud pe șofirul dumneavoastră și spunem, vă frământ pe dumneavoastră, nu vă frământ lucrul ăsta. Iată, aici prezentăm un tabel, un element dinamic, ca să obținem progresul sănătății în Republica Moldova. Am vrut să fac florii. Dar în anuale statistici n-am găsit materiale. Eu cred că de asta o să faceți singur aici.